Bună seara, doamnelor și domnilor! Cum v-am obișnuit, lumea infrastructurii intră în casele dumneavoastră joia. O să vă rog să vă gândiți la infrastructură, adică nu numai la străzi. Ce e infrastructura? Străzile, potecile, trotuarele, bordurile, nu, podurile, calea ferată, infrastructură. Infrastructură înseamnă și spitalul în care noi intrăm. Și, din păcate, starea de sănătate a nației astea e îngrijorătoare, dacă stai să te uiți pe statistici. Una peste alta, ați văzut că intră în casele noastre informații care sunt cutremurătoare. Ce să vă zic, că al 12-lea incendiu la Bagdasar Arseni ați auzit, da? Tocmai ce a fost mare agitație în capitală. Timișoara, copii scoși miez de noapte din cauza că, nu știu, două etaje erau pline de fum și nu știau de unde, cum, dacă va izbucni o flacără, dacă va fi o explozie. Ce teamă pe părinți, ce teamă pe copii, ce teamă pe personalul medical. Să nu faceți, să nu spuneți așa, spitalul e rău pentru mine, cel care intru în spital. Spitalul e rău și pentru oamenii care lucrează în spital, dacă el e de proastă calitate, adică nu are dotări și clădirea asta să cadă. Deci, pentru toată lumea este de rău dacă o clădire a unui spital nu este conform standardelor. Dacă în România s-ar aplica standardele UE, care se aplică atunci când tăiem porcul, atunci când facem brânză, atunci când facem unt, când tăiem nu știu ce placă de marmură, dacă s-ar aplica standardele astea, nu știu ce spital din România ar mai rămâne deschis. Pentru că toată lumea închide ochii, pentru că în 30 de ani nu s-au construit decât vreo 3 spitale în România, dacă vă puteți imagina, 4-5 poate, nu știu, pe la Folticeni, pe la Mioveni, pe la Iași. Și întrebarea este de ce? Ca să răspundem la această întrebare și ca să aflăm de-o fi vreun iz de soluție, da? Pentru problema asta, am chemat doi profesioniști în platoul de la Lumea Infrastructurii. Pe domnul conferențiar dr. Bogdan Socea, care este managerul Spitalului Pantelimon din Capitală, îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara. Și că a rupt o oră, fiind un om foarte ocupat, a rupt o oră să stea de vorbă cu noi. Și pe domnul dr. Chirurg, de asemenea, Toni Popescu, vicepreședinte al Departamentului Medic și șef al sindicatului de la Pantelimon. Mă rog, e o combinație interesantă. Sindicatele și patronatele, da? Din spital. Patronul e statul, înțelegeți, dar totuși managerul e patronul într-un fel, da? E o combinație interesantă pentru că sunt doi oameni care nu-și smulg unul altuia fir de păr din cap. Adică n-am văzut să vă fi certat pe hol, înțelegeți? Adică ceea ce mi-arată mie că funcționează, dacă relația asta funcționează, n-are cum să fie decât spre binele spitalului. Îl întreb pe domnul director. Sigur, sunt de acord. Relația sunteți de un an director. Sunt de aproape un an manager la și sunteți Pantelimon. De zeci de ani medic sunt la Pantelimon. Sunt medic din anul 2000 în acest spital. Relația aceasta trebuie să funcționeze și firesc să funcționeze în termeni de armonie pentru angajați, în scopul de a le asigura o condiție bună în spital și astfel ei pot să asigure sănătatea pacienților. Cum ați reușit, vă întreb așa, cum ați reușit să ajungeți managerul de la Pantelimon, adică manager într-un spital în care ați lucrat totuși 20 de ani? Adică, în general, se importă manageri. De obicei se importă manageri ca să fie bine. Că se spune în România, domnule, dacă e din afară, vede mai altfel, taie mai bine. Cum este? Cum ați reușit? Sau anterior ce v-a venit să fiți director de poziția spital? Aceasta am fost director medical. După care am ajuns manager prin concurs și am un mandat pe o perioadă în care încerc să aduc bine spre spital, așa cum am încercat și din pozițiile anterioare, de medic simplu și de director medical. Ce înseamnă medic simplu? De medic primar, chirurg, generalist. Așa cum am desfășurat activitatea în toți anii aceștia. Fiecare, adică pentru sindicate e de bine că managerul a lucrat în spital atâția ani? Pentru sindicate este esența colaborării. Mai ales că și sindicatul e reprezentat de oameni care lucrează în spital cam de aceeași perioadă, aceeași vechime. Nu,
Pentru sindicate e simplu să negocieze în principal cu orice manager, pentru că ei mai pot face o mică grevă, o mică, dar cu domnul conferențiar noi nu avem de ce, că interesele sunt comune. Pentru că, așa cum a spus și dânsul, binele angajaților spitalului se răsfrânge asupra binelui pacienților noștri. Și deși întotdeauna noi am creat senzația asta, binele pacienților noștri, pe deasupra, clar, sindicatul trebuie să aibă mare, mare grijă de personal. Este și o lipsă acută de personal cu care, uite, managementul se confruntă și nu poate să rezolve. Vreau să vă întreb așa, când aflați de la televizor știre că s-a întâmplat explozie, că au fost scoși pacienții miez de noapte din spital, că au murit oameni arși de vii în spital, cum percep oamenii din sistem aceste informații? Vă întreb așa, foarte direct, cum le administrați, cum le manageriați? Le percep extrem de negativ. Eu nu mă îngrozesc, adică mă transpun și în pielea oamenilor și din punct de vedere uman și din punct de vedere al conducerii sunt accidente și incidente regretabile care... Da, domnul din doctor, păcate s-au întâmplat. Sunteți manager de spital. Vă imaginați că s-ar putea întâmpla ceva asemănător la dumneavoastră în spital și ca să nu se întâmple, ce faceți? Ne luăm toate măsurile de precauție. Nu vreau să-mi imaginez că s-ar putea întâmpla așa ceva și fac tot ce pot ca să preîntâmpin lucrurile acestea. Ce înseamnă asta? Că asta presupune că pe undeva ceilalți manageri de spital nu fac asta. Nu fac pentru că nu pot sau pentru că sunt clădirile de neadministrat așa de vechi sunt. E greu de judecat la modul global. Cred că fiecare eveniment izolat are cauzele lui. Și de regulă există o succesiune de cauze care duc la o catastrofă. Așa cum s-a și studiat și s-a și scris în literatură, indiferent de natura catastrofei, fie că vorbim de o catastrofă aviatică, există un cerc vicios, o succesiune de evenimente negative care până în final duc la acel eveniment. Noi putem să preîntâmpinăm ceea ce ține de noi, adică să ne asigurăm că avizele sunt obținute, că avizele sunt obținute înseamnă că există niște controle și că îndeplinim anumite condiții și norme. Mai intervine, din păcate, și factorul uman, care uneori e mai greu de controlat, indiferent de cât instruiește anumiți oameni, intervine oboseala, poate interveni supraaglomerarea în anumite condiții provocate de situații epidemiologice particulare, cum a fost perioada COVID, în care necesarul de servicii a fost mult prea asta mare. Asta este, chiar voiam să vă întreb, cauza asta, pandemia și supra-solicitarea sistemului, este extrem de vehiculată, adică le-a fost mănușă celor care n-au putut gestiona anumite situații și ele situațiile ducând la dezastre. Acum, nu mai poți să spui, adică nu mai poți să pui o catastrofă pe seama pandemiei. Nu mai poți să pui că evacuezi copiii dintr-o clădire noaptea pe seama pandemiei. Nu mai poți să spui la jumătate de an, când nu mai este avalanșă, da, cauzată de pandemie în spitale, pe seama pandemiei, incendiu de la Bagdazar Arsenie. Adică nu mai poți să spui asta. Atunci când nu mai poți să spui asta, ce poți să spui? Care este cauza pentru care se întâmplă nebunia asta în sistem? Că am senzație că cad toate, adică e atât de dese sunt incidentele astea, accidentele, tragediile, încât ai senzația că, nu știu, o fi bine, nu o fi bine să mergi la spital. Nu știu dacă o fi bine, o zice oamenii. Am să vă spun un secret. Cel puțin spitalul nostru în clipa asta este la fel de plin ca în timpul pandemiei. În pandemie ne-am axat foarte mult pe pacienții COVID care trebuiau ajutați ca primă instanță, iar acum toți cei care nu n-au au fost avut, atunci, au dat, da, e adevărat și asta. Deci chiar în garda de vineri am umplut terapia arhiplină până și în bloc operator. Cu sprijinul domnului conferențiar am reușit să mai ținem niște pacienți și acolo. Nu vă imaginați că spitalele sunt goale. Și atât timp cât Sfântul Pantelimon București este plin, toate celelalte sunt pline. Este de ce spuneți asta? Pentru că este un serviciu centralizat în care noi știm și noi anunțăm câte paturi mai avem libere și la un moment dat în sistemul nostru circulă și toate sunt arhipline. Cel puțin spitalele mari din București, spitalele care țin de Ministerul Sănătății, spitalele de urgență, care sunt cel mai prost plătite spitale din România
și care sunt cele mai profesioniste și sunt ultima gară pentru pacienți. Suntem cei mai prost plătiți angajați din această țară. Vreau să se știe asta. Floreasca, municipal, Pantelimon sunt salariile cele mai mici din sistemul sanitar. Oamenii care se confruntă cu situații oamenii care sunt limită. Cap de linie, adică ce nu se poate rezolva în țară, unde ajunge? La București, la aceste spitale. Nu are nimeni nicio vină aici, asta este, sunt sprijiniți ce autoritățile locale poate să sprijine spitalele din subordine. Ministerul are și el cât bani are, asta este. Săracul minister. Nu, aveți nu înțelegere pentru ministeri? Eu n-am înțelegere pentru ministeri. Eu n-am cum să nu am pentru... Vă dau un exemplu. Au fost vremuri că miniștrii nu erau medici. A fost bine sau a fost rău? A fost foarte rău. A fost foarte rău. Deci există un ministru care nu era medic și care a reușit performanța să aducă medici în grevă. Pentru prima oară în istoria medicinei românești. Vorbiți de domnul Voiculescu? Parcă dânsul nu-i medic. Vă e frică să dați nume? Nu mi-e frică, dar de dânsul e vorba, da. Domnul Voiculescu administrează din partea Primăriei Generală a Capitalei spitale, din câte știu eu. Și acolo avem o problemă, sindicatul Sanitas iarăși are și acolo o problemă, chiar cu salarizarea personalului TESA, infirmierilor, a brancardierilor, unde avem câteva probleme cu managerii de spitale din Pentru că ați adus în discuție capitale. Această chestiune a salariilor. Mie mi se pare inacceptabil ca neputința profesională a unora din teritoriu să fie plătită mai mult decât potența profesională a altora. Adică în teritoriu, oamenii care nu se descurcă să acolo facă... nu este neputință profesională, să fim înțeleși. Nu-i dotare. Nu, acolo este o lipsă de personal. Adică, am să vă dau un exemplu simplu. Sunt mici spitale care ar trebui să-și facă treaba foarte bine în jurul Bucureștiului, dar care, spre exemplu, chirurgul nu are anestezist. Păi și atunci cum este plătit acolo omul mai mult decât e plătit omul care salvează pe el cineva acolo, în capitală? El acolo este plătit pentru că autoritățile locale pot da stimulente angajaților. Deci nu este o politică sanitară comună? Este absurd. Adică înțelegeți absurdul situației. Este o politică sanitară comună. Noi înțelegem absurdul situației, că noi așa ne și numim spitalele ale Ministerului Sănătății. Spitalele de urgență mari, nu numai, nici nu știu din țară, habar n-am, la Iași sau Cluj, dar eu în București știu clar, spitalele mari ale Ministerului Sănătății sunt ajutate de Ministerul Sănătății. Dar nu uitați că Ministerul Sănătății, pe lângă asta, plătește programele de diabet, programele oncologice. Dar să știți că nu vin cu bani de acasă, practic mi se iau vin 9 bani din de acasă, dar asigurarea este foarte mare, cea de sănătate. Și eu sunt de acord că este mare, dar din păcate salariul e mic. Știți, făceam un calcul la un moment dat, acum câțiva ani buni, cu producătorul emisiunii, cu Andreea, cât ne-ar costa pe noi o asigurare de sănătate dacă la cea mai, nu știu, mare firmă de asigurare de sănătate din România, dom'le, cât zici și tu, uite, nu, poate nu pentru o situație super gravă, da? Nu pentru operații estetice, da? Pentru ceva grav și am făcut așa o comparație. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc. Nu am făcut o comparație. Ajungem la o poveste care pe mine, sincer, mă dezamăgește. Noi tot timpul calculăm, facem calcul, nu mai trebuie să calculăm nimic. Nu mai trebuie să calculăm nimic. Nu, trebuie să mergem în cel mai bun sistem sanitar din lume, în Italia sau în Spania. Astea două sunt și sunt și vorbitoare de limbă latină, da? Le luăm și le punem aici. E foarte simplu. Ei au salarii mai mari, o să fie un fond mai mare. Dar totuși oamenii ăia sunt cei mai buni, cei mai protectivi. Și de ce nu se facă asta? De ce nu se face lucrul ăsta, dacă spuneți? Dar nu, noi românii nu trebuie să calculăm mereu? Dar vreau să calculez. Păi, uite, ca să vă enervez pe dumneavoastră. Și făceam așa un calcul și mi-am dat seama că o asigurare de sănătate bunicică spre foarte bună, da? Era echivalentul asigurării banilor de sănătate pe care îi plăteam pentru statul român în fiecare lună din salariu. Și atunci am zis, măi, noi suntem bine? Adică totuși suntem bine? Cum plătim atâția bani și bani tot timpul nu sunt noastre? Vă raportați la minister ca și cum, domne, plătește și diabetul, plătește și cancerul, plătește și toate bolile astea foarte grave. Eu vă spun că trebuie să le plătească, că ia bani de la oameni. Da, mai și e și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu care este motivul pentru care credeți că nu s-a construit spital nou în România în ultimii 30 de ani? Cu câteva mici excepții care sunt rușinoți. E foarte bine că s-au făcut 3-4, dar 3-4 în 30 de ani. Eu aș nuanța un pic aspectele discutate până acum. Banii, într-adevăr, se strâng destul de mulți, dar se duc într-o direcție, căciulă comună, să spunem așa, din care se cârpesc anumite domenii și anumite zone, așa cum este dictat la momentul respectiv.
trebuie să privim sănătatea cu infrastructura ei care este moștenită și care în toată această perioadă de 30 de ani pe care ați pomenit, a fost cârpită. Am pornit de la spitale cu clădiri construite deja și încercăm să la mai care adăugăm, s-au lipit fiecare niște încearcă construcții. Să mai adauge ceva la această structură deja existentă. Gândiți-vă că unele spitale îndeplinesc greu condițiile pentru a asigura circuite în vremuri normale. În perioada COVID, de exemplu, circuitele au trebuit triplate. E greu să asiguri o sănătate la nivel optim în condițiile acestea. Trebuie să o recunoaștem că asigurăm circuite, dar prin anumite eforturi și anumite... Și sunt foarte multe improvizații, ca să ne înțelegem. Și sunt foarte multe decizii pe care un manager de spital cred că le ia peste standardul acceptat, doar ca să salveze oameni. Ori dacă se întâmplă o nenorocire, nenorocirea cade în capul managerului de spital. Dacă n-ar fi făcut asta, oamenii ar fi stat la ușa spitalului. Dacă face asta și bubuie spitalul, lumea este revoltată. Încă o dată, care să fie rațiunea? Deci domnul manager de spital spune de la Pantelimon, spune, domnule, pentru că banii se duc undeva într-un coș și de acolo se duc unde vreau vor unii alții să se ducă. E normal. De ce nu s-au construit spitale în România? De ce? De ce nu s-au construit autostrăzi în România? Dom'le, spitale, înțelegeți? Bun, o să ziceți, dom'le, spitale, de ce nu au fost? Aveți răspuns la întrebarea asta? Mi-am pus problema odată și mi-am adus aminte și am început să vizionez filme cu AKH de la Viena. Că tot vedeam eu, toată lumea pleacă la Viena, la AKH. Da? E un mare centru și universitar și de urgență. Și când am văzut cât este AKH, am zis, țărișoara asta niciodată nu va putea să facă un spital ca acela. Era un spital regional, de fapt. Pentru că nu suntem în stare? Deci păi, dar putem... am văzut niște oameni din societatea privată, din societatea civilă, da, care au zis, domne, hai să facem un spital. Și-au pus mână de la mână și-au adunat sponsori și-au chemat șefi de companii puternice și-au ridică spitale pentru copii, spitale oncologice. Adică societatea doar să facă așa și găsește soluția. Statul de ce nu face așa? Să găsească soluția pentru spitale noi. Sunt imagini rușinoase. Eu nu zic de pacienți, domnule doctor Popescu, care în spital au zis, domne, nu mai contează, pică apa, că bate vuva pe la geam, să plec de ei sănătos, adică omul în fața morții acceptă toate condițiile posibile și imposibile. Și nu sunteți de acord? Da. Eu vin în spital, stau, ferească Dumnezeu, 3 săptămâni, nu să stați în spital în fiecare zi, operați în spital în fiecare zi. Noi și când suntem bolnavi, stăm în spital. Exact! Și când nu sunteți bolnavi, stați în spital. Cum să suporți ca medic să treci să scadă plafonul pe tine, să picure apa în sala de... Cum se poate? Cum se ajunge aici? Adică mai funcționează omul sfințește locul sau nu are legătură cu omul, că sistemul învinge omul? Omul sfințește locul, funcționează. Da? Și nu, nici nu văd cum altfel am fi ajuns totuși aici. Pentru că dacă nu erau anumiți oameni care au ajutat spitalul, că-i Pantelimon, că-i unul sau altul, nu, probabil ar fi fost dărâmate acum, sau ar fi fost ca 90, nu știu dacă mai țineți minte, cu niște paturi de metal de fier, da, albe, da. să revopseau. Nu, dacă vreodată o să aveți plăcerea și domnul conferențiar dorește să vedeți un spital totuși de secol 20 spre 21, noi vă invităm la Sfântul Pantelimon. Gândiți-vă că noi avem saloane cu băi, cu WC-uri, cu dușuri. Nu mai e salonul cu WC-ul la comun pe etaj, 100 de pacienți, folosesc 3 WC-uri și alea parte. Da, cred că nu bubuie conductele în saloane. Și cred că nu se sparg geamurile din cauza curentului. Sigur nu. Nu. Mai sunt avarii, cum e firesc. Da. De instalații, să spunem, că ați pomenit conducte. În orice construcție din 1972, cred că se mai sparge câte o țeavă. Din 72 e Pantelimonul? Da. 72, deci 30, 50... 50 de ani. Fix 50 de ani. Vai. 50 de ani. Mă rog, existența funcționare. Spune că e nou spitalul. Da, e nou. Este un spital nou. Dacă luăm în considerare câte s-au construit din 72 până anul acesta, putem spune că este nou. E un spital de urgență care este singurul spital de urgență pentru sectoarele 2 și 3, practic, care asigură cumva triajul și intrarea tuturor pacienților din zona asta de sud-est a Bucureștiului în capitală și zonele limitrofe, județele de lângă
Ilfov, Călăraș, Giurgiu, Telorman. Județele de lângă și peste județele de lângă. Deci Pantelimonul ajută jumătate țară aproape. O populație de cel puțin 1 milion. Da. Apropo de discuția anterioară, trebuie și să fim conștienți că sănătatea e foarte scumpă. Aspectele acestea pe care le spun anumiți oameni, că, domne, am contribuit la sănătate timp de nu știu câți ani și când am avut nevoie... Eu, anumiți oameni, eu. Da, așa? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu poate dumneavoastră. Nu toată lumea este conștientă cât costă un act medical. Cât costă amortizarea de aparatură și tot ce e adevărat. Dar știți, domnule director de spital, știți, domnule doctor Socea, eu zic așa, că la câte informații sunt despre furtișaguri în sistem, mă face să cred, știți cum este, ca adausul ăsta de la magazine, laptele de la producători este pentru producătorii atâta, procesatorul atâta și vânzătorul pune până la cer, până la Sfântul Petru. Linie directă, înțelegeți? Așa și în domeniul ăsta. Deci foarte mulți bani sifonați, foarte multe echipamente cumpărate la niște prețuri uriașe. Niște băieți au mai făcut niște pușcării. Puțin, dacă mă întrebați pe mine, la cât de mare este fenomenul. Niște lideri de sindicat au mai aranjat niște parandărături, înțelegeți? Puțin au uitat în pușcărie, dacă mă întrebați pe mine. Deci sistemul sifonează bani. Întrebarea este, cu banii care sunt acum nesifonați, noi am putea să facem față să construim spitale în România? Nesifonați, adică banii. Să avem un principiu de țară. Bă, nu mai furăm, sau furăm 5%, nu furăm 20%. Întrebarea face că dumneavoastră ați invitat astăzi la emisiune un manager tânăr în meserie și un lider de sindicat tot tânăr în meserie. Noi toate, cum să spun eu, subteranele acestea le-am descoperit tot prin dumneavoastră, tot de la televizor. Lupta sindicală și sindicatul Sanitas, care este cel mai mare sindicat din țară, e foarte important de menționat și cel mai puternic și un lider în ramura asta noastră, a decis, pentru că așa a fost să fie, să creeze acest departament de medici. Iar programul pilot a început la Pantelimon, cu mine. Și programul ăsta, dacă el reușește și reușim să aducem împreună medicii cu restul personalului sanitar, va fi cea mai mare reușită. De ce spuneți asta? Că e ca și cum s-ar rupe lanțul undeva și din cauza asta s-ar întâmpla lucruri în sistem. Păi tocmai, el nu trebuie să se rupă. El nu a fost niciodată completat de medici. Sindicatul Sanitas a fost făcut în principal de asistenții medicali. După care au intrat acolo restul participanților din sistemul sanitar, iar medicii au stat deoparte. De ce e asta important pentru mine, care sunt pacient și vreau să intru într-un spital civilizat? Păi uitați de ce este important. Pentru că un lider de sindicat medic vorbește într-un alt fel cu un manager medic. Dacă întâmplarea face ca la noi să fie doi medici care lucrează și împreună de vreo 22 de ani... Operați împreună? Am operat în tinerețe împreună, chiar am operat în tinerețe împreună. În tinerețe ca și cum acum... Acum știți cum e? Noi am crescut și îi învățăm pe alții să operez. Pe alții, am înțeles. Da. Evident că conlucrarea noastră este altfel. Aici nu se adică pune... spuneți-mi mai pe șleau, de ce un lider de sindicat care este medic vorbește altfel cu managerul care este medic decât ar vorbi un asistent medical care ar fi lider de sindicat? De ce? Pentru că uneori limbajul este foarte, foarte comun și exact. Un medic expune altfel anumite probleme și un medic este altfel ascultat în spital chiar de către angajații sistemului sanitar. Știți ce mă deranjează pe mine adică foarte tare? Adică se impune mai ușor, spuneți dumneavoastră. Se impune mai ușor în fața colegilor și are o relație cam de la egal la egal cu managerul de spital. Dar asta președintele spuneți. Sindicatului pe Pantelimon este colegul nostru Cristi, care a lucrat o grămadă de ani în gardă chirurgie, care nu e medic, este asistent, dar cu care noi am muncit cot la cot. Când veneau pacienți accidentați, când veneau pacienți înjunghiați, când veneau pacienți loviți de mașini, am lucrat împreună. Cât de importante sunt sindicatele, domnule doctor Popescu, în a avea o infrastructură medicală de calitate? Cât de interesate cât sunt? De, nu. Cât de importante sunt sindicatele? Cât lobby pot face sindicatele? Atâta timp cât sunt ascultate. Și nu neapărat. Atâta păi timp cât, că nu sunteți ascultați. Asta vreau să spun. Atâta timp cât partenerii noștri de dialog social, dacă ar respecta legea în totalitate, nu s-ar mai putea
cum să spun eu, dezvolta nimic fără acordul și sprijinul sindicatelor. În lege este foarte clar că noi trebuie să fim consultați. Știți, fiecare achiziție dintr-un spital, că de-aia dumneavoastră spuneți că nu se construiesc spitale, că asta e tema noastră, dar de ce nu se construiesc spitale? Uite, bubuie toate, au început să crape și cele la care nu se gândea lumea că o să crape. Am văzut, fac o paranteză, colegii dumneavoastră de la maternitatea Polizu, unde eu am născut 3 copii, operată fiind acolo, au ajuns să cheme televiziunea să zică, domne, uitați-vă, cad pereții pe noi, șefa de la ATI spunea, domne, dacă nu se întâmplă asta, nu știu, noi avem dotări, uitați, avem aparatură, doar că, vedeți, gresia e de nu știu câți ani pe pereți, faianța, nu știu. Oameni care arătau culmea, de obicei televiziunea se furișa prin spitale sau se folosea de imagini ale pacienților ca să arate dezastru din unele spitale din România, nu în toate, că unele arată chiar foarte bine și sunt și foarte curate. Acum medicii, sindicatele, directorii de spitale zic, domne, vreți, uitați, nu mai primim acreditare dacă nu se întâmplă nimic, dacă nu ne reconstruiesc spitalul, dacă nu fac ceva. Au început să strige după ajutor, chemând televiziunea să vadă în ce condiții se lucrează. E o schimbare de... Deci, părerea mea este că e o disperare maximă. Să schimb televiziunea, să filmeze găleata în care pică apa în bloc operator... Înseamnă că nu mai ai altă soluție, adică e deja este soluția limită. Întrebare. De faptul că nu se construiesc spitale, asta înseamnă că sindicatele nu au avut forță să se impună sau să spună, domne, trebuie făcută, refăcută clădirea, trebuie refăcută instalația de încălzire, trebuie refăcută? Cred că sindicatele au făcut lucrul ăsta. Cu siguranță, eu și cu domnul conferențiar, cred că nu sunt 4-5 zile când discutam despre o țeavă care curgea, nu? Dar, de fapt, era o aerisire a unei instalații centrale. Eu am văzut-o, l-am anunțat pe dânsul și s-a interesat. Era o instalație care se aerisea și trebuia să curgă apa aia. Nu. Sindicatele sunt implicate. De asta și Sanitas-ul are nevoie de acest departament de medici pe care ei l-aveau. Dar el nu s-a dezvoltat. Nu mă întrebați de ce, pentru că nu-mi dau seama. Nu s-a dezvoltat. Și atunci încercăm mai nou să-l dezvoltăm acest departament de medici. Am fost la o întâlnire în weekend cu președintele Sanitas București, domnul Ușanu, cu doi vicepreședinți din Sanitas, din Federație Național. Să știți că problemele nu sunt numai acestea de infrastructură. Problemele sunt inechitățile. Inechitățile din sistem. Da, alea sunt cele mai dureroase. Nu mă întrebați de ce. Probabil așa e structura umană. Domne, adică de ce ăla are diferite pentru oameni care fac aceeași muncă? Sau cum? Probabil, da. Știți cum e capra vecinului. Dar acum noi vrem să-i luăm capra vecinului. Cam așa e povestea. Timp de ani și ani de zile, tot personalul sanitar a avut salariile mărite de câțiva ani, dacă țineți minte. Singurii care nu s-au încadrat au fost TESA, infirmierii și brancardierii. Acum că anul ăsta s-a reușit, Sanitas a adus o luptă grea și a găsit și înțelegere și a reușit să le mărească salariile, acum se supără ceilalți, că domnule, ajung aia să aibă aproape cât noi. Suntem o țară încă dereglată. Trebuie să fie, credeți, vă întreb așa, sunteți manager de spital de un an de zile, după ce 20 de ani ați stat și ați lucrat în acest spital, Sfântul Pantelimon din Capitală, al treilea spital ca mărime, da? Spital de urgență ca mărime. Și încă mai stau și mai lucrez. Și lucrați în continuare. Ideea este, dacă mâine dimineața ați fi ministru sănătății, ar trebui un plan de țară, apropo de reconstrucție de spitale în România sau de construcție de spitale noi în România? E nevoie de un plan de țară, bine, nu pe modelul România educată care a scos lumea din sărite. Pur și simplu, un plan de țară pentru construcție de spitale în România. Vă pot citi nenumărate știri, dar pierdem vremea și prefer să am părerea noastră despre subiect. Promisiuni, a venit primarul, facem spitalul, a venit primarul de sector, face spitalul. Au rămas proiectele cum au fost anunțate. Sigur, e greu să mă proiectez până acolo, însă... Da, proiectați-vă, vă rog frumos, că toți agiamii se proiectează, oamenii profesioniști stau undeva în spate și zic, da, mie mi-e greu, pentru că aveți, cum să zic, aveți simțul... oamenii care stau în spate, eu am început să caut cazierist, oamenii care stau în spate. M-am săturat oamenii care stau în față și zic, eu, nu. Acolo, omul care stă în spate, acolo, e omul care are simțul măsurii.
Deci proiectați-vă Ministrul Sănătății. Puteți fi Ministrul Sănătății. Dacă conduceți Pantelimonul, puteți fi mâine Ministrul Sănătății. Care-i treaba? Deci nu văd de ce n-ați putea conduce. Am părerea că în domeniile esențiale pentru societate, cum ar fi sănătatea, educația, trebuie să existe niște politici pe termen mai lung. Adică, pe care să nu le schimbe fiecare sistem când vine. Fiecare Ministerul Sănătății, conducerea lui și vedeți în 30 de ani câți miniștri s-au succedat, vă puteți 33, imagina, vă spun eu, 33 de miniștri. Ne putem imagina ce proiect ar fi putut avea un ministru, oricare ar fi el, dintre cei 33 și pe ce perioadă. Deci ar trebui să fie plan de țară pe care să nu-l schimbe nimeni, da? Și cine ar trebui să aprobe planul ăsta de țară? Adică cine ar trebui să facă, să zică, domnule, în România trebuie construite 10 spitale în următorii 5 ani? Ar trebui o voință politică comună la care tot să fie de acord că aceasta este o prioritate, indiferent de culoarea politică, și planul acesta să fie aprobat și credeți că un spital este un vad electoral pentru cei care fac politică? Adică am văzut la noi, în comuna mea, care e oraș de fapt, dar sunt orașe care schimbă pavelele din când în când. Mai fac un trotuar, mai pun gazele, când fiind gazele spargem iar pavelele și tot așa. Și eu, domnule, a făcut bulevar nou, stai domnule că ți l-a făcut și acum 3 ani, doar că a uitat să pună gazele. Și altă cheltuială și altă cheltuială. Spitalul este vad politică, vad politic. Face primarul drumul, e ales. Face primarul un spital, e ales. Toate domeniile grele din țara asta sunt un subiect de controversă și de dispută politică. Așa încât nu cred că este nici domeniul sănătății total ferit de acest... Și atunci de ce nu vor să lase spitale? Eu am o problemă cu spitalele noi. De ce nu vor să lase spitale noi după ei? Practic, în care medicii să lucreze decent și oamenii să vină cu încredere că nu le cade tavanul în cap. De ce nu vor să facă asta? Nu spuneți listă de bani, că nu cred asta. Eu nu cred ce spune domnul doctor Popescu, care îi protejează. Nu, eu cred că au bani foarte mult să facă dacă cu toate vor să acestea, facă. Nu vor să facă. Procentul alocat din PIB 6%, 5%, este 6%? Cel mai mic, și dacă luăm în valoare absolută și pe... Cred că 10% cred că e Uniunea Europeană media și la noi undeva la jumătate. Eu când vă spun că nu sunt bani, nu sunt bani. Deci banii în sănătate nu sunt. Mai bine să ne întrebăm unde se duc banii. Asta e problema. Unde se duc banii de sănătate? Am înțeles ce nu spuneți. Ajung. Deci banii sunt, dar se duc undeva. Dar ei nu sunt în sănătate. Nu știu unde sunt. Or fi în autostrăzile astea multe pe care le... Uite, ce-ați face? Aceeași întrebare. Domnul conferențiar, doctor, spunea, domne, un plan de țară pe care să nu-l mai schimbe nimeni când vine la putere. Adică să-l respecte. Tu faci o bucățică, vin eu, fac... urmez, da? Fac pașii următori, nu știu ce ai făcut tu. Care ar fi soluția dumneavoastră? Soluția mea ar fi aceeași, numai că planul de țară a trebuit făcut în învățământ și vedeți că astăzi, am aflat întâmplător astăzi cu stupoare că băiatul meu e mare și nu se mai duce la școală, am aflat că facem o lună jumate școală, o săptămână vacanță, o lună jumate școală, o săptămână vacanță. Am aflat o nebunie. Nu știu, eu am învățat în trimestre, cu vacanțe, mă duceau părinții să chinuiau, să găsească un bilet la mare. Acum, la ce fac părinții? În fiecare săptămână își au liber de la serviciu să stea cu copiii? La fel este și în sănătate, este aceeași problemă. Dacă banii ei nu sunt, de fapt, pentru că procentul este foarte mic. Ați văzut, au venit, prietenii noștri americani și au spus, băi, măriți-vă fondurile la Ministerul Apărării. Se pare că au avut dreptate. Dar a ajutat, au mărit cu cât? Cu 1,5 sau 0,5. Imediat s-a simțit. La fel și în sănătate. Dacă nu-l mărești, de unde? Știți ce înseamnă un spital din ăsta regional, cum visează toți? Păi înseamnă teren de zeci, poate sute de hectare. Înseamnă exproprieri. Înseamnă instalații de apă, volume de apă imense. Nu știu dacă știți, dar Tesla în Germania n-a putut să dea drumul la producție că nu le ajungea apa Münchenului. Cam așa e și cu un spital din ăsta. Cu ce țevi ducem noi apa? Cu astea care le avem acum? Cu Pantelimonul, care are instalația de canalizare mai sus decât subsolul spitalului Pantelimon? Și se scurge... Nu se scurge, noroc, da? Că managementul stă cu ochii pe pompele alea, că noi trebuie să ne uităm la pompe, noi trebuie să ne uităm la vreo țeavă să nu se spargă, deși poate e nou și poate chiar de-abia renovată. Noi trebuie să avem grijă la niște fire din pereți, că medicii asta fac acum. Suntem paznici la instalațiile electrice, de apă. Sunt convinsă că așa este.
Să știți că alături de conducerea spitalului toți suferim dacă s-ar întâmpla ceva. Evident că la ei discuția e mult mai profundă și mai amplă și riscul mai mare. Și răspunderea dar, mai mare, evident, dar noi, asta nu înseamnă că eu care sunt copilul spitalului, la fel ca și domnul conferențiar, asta nu înseamnă că nu iubim spitalul și că nu ne dorim să nu se întâmple nimic. Dar orice omenește posibil. Ați văzut la Timișoara, să știți că la Timișoara s-a stricat și a luat foc un aparat foarte nou. Un aparat al centrului de transplant medular. Nici măcar un cablu vechi de 100 de ani. Nu, un aparat nou. S-a defectat. Asta se poate întâmpla oriunde. Și atunci începe nebunia. Dar tot ce vreau să spun este că un spital regional, nu știu ce vorbesc ei, nici nu știu dacă oamenii ăștia care vorbesc despre ele au fost vreodată să vadă vreunul. Eu chiar le-am văzut. Le-am văzut în Italia, l-am văzut pe ăsta la Viena, am văzut chiar și în Statele Unite. Am ajuns acolo pe nebuniile mele să văd lucruri. Niciodată cred că noi nu o să fim în stare. Noi am avut un Anghel Salini care a făcut un pod. Noroc cu el. Noroc cu omul ăla. Despre ce vorbim? Trebuie un om de acțiune. Clar, nu știu care e la habar. Deci noi putem, dar nu avem oameni. Asta spuneți dumneavoastră. Deci noi... Poate avem, eu cred că avem. Cum avem chirurgi de excepție, avem și probabil constructori de excepție. Dar să-i găsească cineva. Și așa cum a spus domnul conferențiar, trebuie un plan pe care nu-l mai schimbăm. Lăsați-l, băi, fraților, bun, rău, lăsați-l să-l ducem undeva măcar. Măcar să vedem ceva. Să vedem ceva și noi. Mintea unui chirurg care este una matematică, este, cum să zic, pragmatică, matematică, chirurgii au și o relație specială cu doamne, al lor, care o fi. Poate să înțeleagă toată povestea asta, adică mintea noastră de chirurg poate să înțeleagă cum funcționează lucrurile într-un spital, apropo de administrație. Nu vă vine să plecați o dată, să vă luați servieta și să plecați, nu știu, la KH, vorba domnului Popescu. Deci, cum administrați povestea asta administrativă? Nu, bine, pentru că mi-am asumat și am știut la ce mă înham. Ce vreți să lăsați după dumneavoastră? Vă întreb așa, uite, asta este întrebarea pe care eu adresez președintelui Iohannis de când m-am născut, adică de când s-a născut dânsul președinte. Eu l-am votat pe Iohannis, înțelegeți? Și e greu pentru mine să îmi asum public această opțiune politică. Am votat pentru Iohannis, pentru că eu am crezut că este o mega schimbare în România. Și e o dezamăgire pentru mine ca votant, dar ca ziarist îl întreb la televizor. Dom'le, ce lași după dumneata ca președinte? Uite, am zis eu, poate Pitești Sibiu. Băi, dacă e de la Sibiu, poate Pitești Sibiu. Nu, acum începe, că se termină mandatul, acum încep lucrările, da? Azi poate spitalul județean din Sibiu, dar informațiile pe care le-am de la Sibiu, de la oameni internați acolo, e că nu e tocmai ce trebuie să fie. Da? Ce? România educată, înțelegeți? Păi am auzit pe domnul Liceanu mai acuși la lansarea unei librării mai speciale. A zis, domne, scriu inspectorii școlari cu va dezlegat când trebuie să fie legat. Și a făcut-o și imbecilă pe, iertați-mă, așa a zis domnul Liceanu, citez din dânsul, pe inspectoarea școlară care i-a scris mesajul. Și a zis, despre ce vorbim în România educată cât inspectorul școlar scrie, ia gramat? Adică e o prostie. Domnul Popescu zice, domne, copilul meu după o lună stă acasă o săptămână. De, o lună de școală stă acasă o săptămână. Deci ce lasă președintele după el? Domne, ce lași după atâta timp de stat ca președinte la Cotroceni? Așa vă întreb și pe dumneavoastră. Dânsul nu răspunde, bineînțeles că e foarte important. Ce lăsați pe dumneavoastră la Pantelimon? Ce vreți să lăsați? Că ați intrat cu un mandat când ați preluat conducerea spitalului. Aș vrea să las și lucruri care se văd, adică investiții. Mi-aș dori să las aparatură, deja am început să achiziționăm, cum spunea și colegul meu, pentru un spital public, un RMN pe care pacienții pot utiliza gratuit este mare lucru, pe care deja l-avem, un angiograf de asemenea, să diversificăm serviciile medicale, mi-aș dori să construiesc niște clădiri adiacente spitalului care să suplinească lipsa. Aveți proiectele pentru ele? Faceți pe fonduri europene? Avem proiectele. Împrumutat domnul Popescu la Sanitas? Nu știu. Avem proiectele, le accesăm toate sursele posibile de finanțare. Inclusiv din PNRR sau din fondurile primăriilor. Intențiile noastre sunt cunoscute la Ministerul Sănătății? De care, da? Sigur. Știu că vreți să faceți asta. Am făcut memoriile, urmează să vedem
v-au dat peste mână și a zis, domnul doctor Socea, haideți să sunteți om serios, terminați cu clădirile, cu astea, poate aveți lucruri mai importante de făcut. Nu s-a pus problema în sensul ăsta. Și în afară de lucrurile acestea care se văd, aș vrea să las după mine și lucruri care nu se văd, care poate sunt mai greu de realizat. Aș vrea să schimb mentalități și concepții din spital, aș vrea să schimb mentalitatea oamenilor, aș vrea să oamenilor, adică angajaților, că la asta mă refer. Păreți un om blajin, așa, să vă enervați? Adică aveți și de-astea cu vă enervați? Normal că mă enervez. Da. Dar nu se vede. La el nu se vede. Sau spune, dați telefon colegului de la sindicate. Să știți că comunicarea cu pacienții și cu aparținătorii poate a lăsat de dorit în ultima perioadă. Mai foarte ales... multă lume se plânge de asta, că medicii nu mai au resurse să vorbească, să explice. Asta și din cauza timpului. Nu mai au timp. Resurse au, timp nu au. Da, eu vă cred pe dumneavoastră care lucrați într-un spital de urgență și care sunteți asaltați și faceți muncă foarte grea. Munca cea mai grea din medicina asta. Și legislația nu ne ajută. Să știți că în Italia un medic face gardă 12 ore. În România face 24, după care trebuie să rămână la program pentru că are statul de plată de îndeplinit. Legislația este un pic greșită, un pic mai mult greșită. Un pic mai mult greșită. Adică supra-solicită niște oameni care trebuie să fie liniștiți și odihniți. Da. Asta spuneți. Da. Uite, spre exemplu, noi 7 ani de zile noi n-am avut birou la sindicat. Un alt manager de formație non-medicală a zis, nu am spații, îmi trebuie un spațiu de birou de șef de nu știu ce. Păi de unde luăm? Luăm biroul sindicatului. Managementul fiind obligat să dea un birou sindicatului. Asta cu birou pentru sindicat, o să zică lumea și ce. Nu vă imaginați că e așa ceva cam cât masa asta, unde e un calculator, unde e o imprimantă, unde scriem și unde vine cineva să se plângă de anumite lucruri. Nu se va adică plânge... e un fel de birou unde vin... Un birouaș. Un birouaș, unde se adună reclamațiile, da, ca să zic așa, doleanțele. Exact. Și noroc cu domnul conferențiar, am găsit la centrala termică în curte un mic locșor unde... facem și noi luptă sindicală. Ce vă trebuie acum pentru spital care să funcționeze și mai bine decât funcționează acum, domnule director? Ce v-ar trebui? Prioritar ar fi spațiu. Ne-ar trebui să putem elibera niște spații din spital și din ambulatoriu, din policlinică. Și pentru asta ne-ar trebui o construcție suplimentară. Niște construcții adiacente. Sunt zone care n-au fost renovate, cum ar fi anatomia patologică, care nu au spațiu suficient. Există anumite lacune privind aparatura care ar trebui înlocuită sau achiziționată aparatură nouă, dar e clar că toate acestea se pot face în etape. Au venit la dumneavoastră cu telefoane și cu intervenții? Domnul doctor, vrem și noi un contract ca să fie bine, să nu fie rău? Poate vedeți Tenerife la anul ăsta, dacă n-ați fost anul ăsta în vacanță, poate un congres, poate. Au venit? Nu au venit, sigur că nu-i timpul trecut. Dar... veniți, adică dacă n-ați venit, e de ok. Vor pleca așa cum au venit, pentru că nu e scopul unui manager din sistem sau unui manager profesionist. Eu aș vrea să... Vă este frică de momentele astea? Adică aveți frica asta? E DNA-ul cu ochii pe toată lumea, nu știu dacă observați. Păi n-am de ce să fie frică atâta timp. Mie mi-e frică. Mie mi-e frică. Mi-e frică că cel care va veni la managerul doctor Socea va face orice să-l schimbe. Pentru că îl cunosc și știu că nu va face niciodată absolut nimic împotriva spitalului, va refuza pe acești indivizi. Sunt convins că acea putere magică va încerca să-l schimbe. Da, mie mi-e frică. Mie ca lider de sindicat mi-e frică de chestia. De acest moment. Da. Vreau să vă spun ceva. O să le dau o veste proastă imitațiilor din platou. Se întâmplă asta în România. Când niște directori de spital care au avut ca mandat să nu fure, au primit niște telefoane sau niște informații din sistem, așa, niște prieteni le-au ciripit în ureche, vezi că vor să te schimbe. Păi n-am făcut, suntem la mijlocul mandatului. Băi, mai bine pleci tu, că cine știe ce se întâmplă. Pentru că niște băieți voiau și ei să câștige din spital și tăiaseră oamenii niște contracte, că au zis, bă, contractul ăsta e de 3, de 4 ori mai mare. Hai că se poate și mai cu mai puțin bani curățenie și să facem curățenie. Hai că se poate și cu mai puțin bani și întreținere și să facem întreținere. Și au primit niște vești așa, nu, dumneavoastră nu o să vi se întâmple asta, pentru că ar fi și culmea. Adică eu cred că sunt, că nu e un fenomen, eu cred, sper să nu fie un fenomen.
Dar am rămas profund dezamăgită. Poate într-o zi o să vorbim despre asta la televizor, când o să strâng niște date. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să vorbiți. Constat cu plăcere că oamenii din sistem, adică pălmașii, cum le spun eu, oamenii care sunt cei care operează, care își pun, cum să zic, mintea la contribuție ca noi să fim mai sănătoși când noi suntem în criză, repet, că noi ajungem pe mâinile lor când suntem în criză, adică știu să administreze situațiile de criză, nu se plâng așa de tare. Adică, domnule, o să fie, o să încercăm, o să fac. Adică au un ton foarte jos. Uitați-vă la oamenii politici care n-au făcut nimic în România, cum strigă. Uitați-vă la ei ce tonus au și ce vor ei să și cum. Oamenii pălmași stau acolo, muncesc și doar să-i lase cineva în pace să-și facă meseria. Fără să-i încurce, dacă se poate. E o plăcere că v-am întâlnit. Vă doresc să aveți succes în ce faceți. Mulțumim. Și dacă vreodată veți construi ceva nou la Pantelimon, să ne spuneți și nouă, vă trecem pe lista cu construcții noi. Vreau să spun ceva în încheiere, ce domnul conferențiar a menționat, dar cred că nu s-a înțeles foarte bine. Spitalul Sfântul Pantelimon acoperă majoritar sectorul 2, în care și funcționează, și sectorul 3. Asta în special pentru locuitorii sectorului 3 și mai ales pentru domnul primar Negoiță, care cunosc activitatea ca întâmplător, acolo m-am născut în sectorul 3, ar fi bine să încerce să ne ajute. Sectorul 3 nu are niciun spital, nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat, a rămas fără spitale, și atunci Pantelimonul acoperă aceste două sectoare, acoperă Ilfovu, acoperă Călărașul, Urziceniu, Lehliu, Slobozia. Păi, o să mergem într-o zi la domnul Negoiță, să-l aducem la spital, sănătos, adică în sensul acesta, să vadă dacă poate să facă. Nu știu dacă dânsul poate să ajute spitalul. Cu siguranță primăria sectorului 2 poate să ajute. Domnul Negoiță, veniți, domnule, la Pantelimon să vedeți care-i treaba. Am vorbit cu domnul conferențiar și o să mergem. La sectorul 2, mă rog, acolo avem sediu și dânsul asta face parte din obligație. Eu cred că primarul știe, da. Eu cred că, și iară este o chestiune interesantă, oamenii care... așa mai cu domolul la ușa primarului. Dumnezeu, strigați la ușa primarului. Sunteți, în ceea ce faceți, sunteți niște mici Dumnezei. Adică sunteți atât de puternici. Habar n-aveți cât de puternici sunteți. Că se dau oamenii viețile pe mâinile dumneavoastră. Primar, cum Dumnezeu să nu fiți puternici? Nu suntem atât de puternici. Dar nu o să rămână ușa primarului închisă în fața dumneavoastră. Nu, nici nu cred asta. Formă. Cu siguranță că știu că e comunicativ. Problema nu știu dacă poate să ajute, să ajute sectorul 3 în sectorul 2. Păi dacă, chestie de legislație, dacă, că în această țară suntem atât de deștepți și am făcut atât de Negoiță, găsește el soluția. Înțelegeți. Da. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Ați fost al meu infrastructurii. Doamnelor și domnilor, despre infrastructura medicală, dar cu tandrețe, nu știu dacă ați observat, cu tandrețe așa. Deși situația este destul de grea pentru foarte multe locuri din țara asta. Vorbim despre asta. Doamne ajută, pe curând!